codul de muncă redus, Kurzarbeit, a fost modificat astfel încât angajatorii să poată reduce programul angajaților cu până la 80%. În aceste condiții, angajații rămân cu mai puțini bani, dar au locul de muncă asigurat, chiar dacă activitatea firmei se reduce drastic. De asemenea, angajatorii trebuie să obțină acordul scris al reprezentantului salariaților pentru această reducere de program și implicit de venituri. Dezbaterea proiectului s-a lăsat și cu replici acide între putere și opoziție. PSD a criticat vehement proiectul, dar a votat pentru. Am legiferat în interesul angajatorilor și mai puțin în interesul oamenilor. Iar Kurzarbeit-ul tinde să devină de astăzi Kurzarbeit. Dacă aveți probleme de traducere, vă ajute domnul Ganz și domnul Manea. Ce vrea PSD, dragi români, este să vă trimită în șomaj, să nu mai aveți locuri de muncă, să vi se întrerupă contractele. Ceea ce vă rog să-mi permiteți să termin, circ știți să faceți, să salvați locurile de muncă mai puțin. Nu veniți cu fake news, citiți, documentați și vedeți ce s-a întâmplat în toată Europa. Toate guvernele s-au mobilizat pentru păstrarea locurilor de muncă. Concret, angajatorii aflați în situații excepționale pot reduce durata de muncă cu până la 80%, iar guvernul subvenționează 75% din diferența dintre salariul normal și cel pentru programul de muncă redus. Nu va fi acoperit de către stat tot salariul angajatului, ci până la valoarea salariului mediu brut pe economie. Kurzarbeit nu e o bucurie, nici pentru angajați, nici pentru angajatori, nici pentru bugetul de stat. Pe perioada de aplicare a programului Kurzarbeit sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus. Proiectul va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.